Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Aurora Sava și astăzi vă prezint, așa cum v-am promis săptămâna trecută, aplicația StoryJumper. Nu o să insist asupra avantajelor și dezavantajelor pe care le are această aplicație în scenariul didactic. O să vă las pe dumneavoastră să descoperiți, să le analizați, să reflectați asupra lor. Eu o să vă prezint doar cum anume am utilizat eu aplicația și cum am făcut, câți pași am făcut până să ajung la ea. Prin urmare, o să vă rog să mă lăsați să partajez ecranul. Vă cer îngăduința de a partaja ecranul pentru a vă arăta ce anume am făcut pentru a mă conecta la această aplicație. Pur și simplu, cu motor de căutare, am scris StoryJumper. Aceasta este aplicația StoryJumper. Dumneavoastră, înainte de a vă loga, va trebui evident să vă faceți un cont, accesând această opțiune, Sign Up. Urmăriți câțiva pași și după care veți obține un cont și o parolă. Insist să aveți că în toate aplicațiile pe care le utilizați aceeași parolă, pentru că există riscul să le uitați. Eu o să aleg să mă conectez cu contul de Facebook. Aceasta este interfața. Observați, eu deja am invitat niște prieteni, colegi de-a mei profesori. Acestea sunt clasele mele. Din această opțiune am făcut import a claselor mele din Google Classroom. Da? După cum observați, deja am câteva clase invitate în aplicația StoryJumper. Are și opțiunea bibliotecă, din care, de exemplu, putem să căutăm aplicații realizate de ceilalți colegi ai noștri. Eu, pentru dumneavoastră, am găsit, de exemplu, mecanisme simple. Vă prezint mecanismele simple pe care am găsit-o uitându-mă pentru ceea ce am eu nevoie să utilizez la clasa de elevi. Este un caietel, o cărticică electronică realizată de către o elevă din clasa a 7-a. Îmi place foarte mult că se aude și sunetul paginii care atunci când se aude când răsfăiești un manual, un caiet, o carte. Fetița, pe lângă faptul că a făcut descrierea noțiunilor teoretice, a adus foarte multe imagini de susținere, foarte multe grafice și reprezentări grafice. De exemplu, uitați ce frumos a adus aici descompunerea forțelor pe planul înclinat. Aici a adus imagini cu exemple din viața de zi cu zi la pârghii. Un proiectel foarte frumos realizat și mie mi-a plăcut foarte mult. Întorcându-mă, cum anume realizăm o carte, un caiet electronic în această aplicație. Mă duc la această opțiune care are această icoană cu plus, creează o carte. Se deschid mai multe șabloane. Eu prefer să utilizez blancul pentru că îmi lasă posibilitatea să îmi aleg culorile, designul pe care vreau eu să-l utilizez, să-l realizez. Aceasta este coperta cărții, aceasta este pagina de gardă și acestea sunt paginile viitorului meu manual. Eu am posibilitatea, de exemplu, întorcându-mă la copertă, să pun ce culoare vreau eu. De exemplu, pot să pun culoarea roșie sau pot să-i pun culoarea violet. Aici adaug textul, carte de povești, de exemplu, și aici numele autorului. Și observ că din această mânuță pot să trag, de exemplu, textul, să-l duc în partea de mijloc sau unde vreau eu să-l mut, da? Îl poziționez aici. Din această opțiune, din această bară de instrumente, pot, de exemplu, să schimb fundalul titlului, de exemplu, să pun altă culoare, da? Vreau să pun, de exemplu, roșu, da? Carte de povești. Pot să subliniez, pot să îngroș, da, să fac bold. Uitați-mă. Și așa mai departe.
Aici voi aduce numele autorului, de exemplu. Și merg mai departe. În pagina de gardă voi scrie acest caiet este destinat preșcolarilor de la clasa albinuțelor. Mă rog. Ok. Merg pe pagina următoare. Aici pot să-mi aduc text. De exemplu, pot să-mi aduc elemente. Și pentru că, de exemplu, lucrez cu preșcolari, o să-mi aduc o fetiță, o să-mi aduc un băiețel sau nu pe acesta. Da, pot să-l șterg pe acesta și pot să-l șterg și pe acesta, de exemplu, sau pot să-l las. Ok. Pot să-i așez după cum observați, cum vreau eu. Pot să-mi aduc și un animăluț, da? Aceste elemente sunt, le pun doar ca să vedeți că cum le puteți utiliza. De asemenea, am și opțiunea scenă. Pot să pun o scenă. Dacă e căsuța cu povești, de exemplu, pot să folosesc această scenă sau această scenă, da? Unde, mă rog, sunt și animăluțe și copii fericiți și așa mai departe. Sau pot să folosesc mai multe opțiuni dacă vreau să schimb scena, pot să aleg de aici Halloween, Land și așa mai departe, orice anume peisaj, imagine, scenă vreau să o utilizez. Aici am opțiunea text în care pot să aduc, de exemplu, această casetă sau acest format de casetă sau acesta, de exemplu, unde să scriu pornim voioși la drum să căutăm căsuța cu povești. Să căutăm căsuța cu povești. Pot să îmi aduc, de exemplu, și fotografii. Da? Eu nu am foarte multe fotografii. O să o aduc pe aceasta, de exemplu, da? Sub formă de element. Pot să o fac mai mică și să o bifez în această bifă ca să o aduc în materialul meu. Ok, mie îmi place foarte mult aplicația pentru că pot să aduc și voce. Da? Dacă pe pagina următoare, de exemplu, pot să aduc voce, apăs butonul record. Bine ați venit în călătoria noastră spre căsuța cu povești. Ok, îi dau save, pot să aduc și muzică dacă vreau, din acest buton și după aceea să dau save. Da? Mă opresc aici, deci v-am arătat că puteți să vă aduceți elemente de design, elemente de text, elemente de voce. Dau save și exit și acum am o previzualizare a căsuței mele cu povești. Da? Și aici avem, de exemplu, voce. Ok. În acest moment, cartea mea este realizată. Întorcându-mă, eu pot, de exemplu, să o trimit către elevi. Ea apare aici, cartea cu povești. Da? Ea apare în materialele elaborate și mă pot duce, pe, de exemplu, pe una dintre clasele mele invitate din Google Classroom, de exemplu, în aceasta, și să trimit, de exemplu, să creez o temă, să trimit în activitate la curs în Google Classroom. Să zicem că mă duc în clasa, pentru ce clasă? Da, pentru că sunt pe contul meu de
instituțional. Trebuie să mă mut în clasa din contul meu de la școală, unde am creat clasa respectivă. Ok, aici intru în Google Classroom. Ok, și acum mă întorc la, o să închid mecanisme simple. Așa, ia să încercăm acum să creez. Da, apare pentru că am creat clasa pe acest cont. O să duc, de exemplu, în testare, numai că acolo o să-mi apară, să zicem, 31, da? Și o să dau sign. Ok, s-a salvat. Acum o să mă uitați. O să mă duc în în activitate la pe contul de Gmail. Clasul. În clasa testare. Și deja mi-a apărut în flux, Sava Aurora a postat o temă, da, Story Jumper Project, da? Dacă mă duc pe instrucțiuni, eu n-am pus instrucțiunile, puteam să pun aici instrucțiunile pentru elevi. În această clasă eu nu am încă elevi, este o clasă doar de testare. Am vrut doar să vă arăt că puteți să duceți o temă, un manual electronic care poate fi atribuit studenților. Vedeți că eu nu am aici numerată predate testate, încă n-am niciun student în această clasă care este făcută doar pentru testare. Da. În speranța că v-am incitat să vă creați un astfel de instrument digital care, în opinia mea, poate fi utilizat la toate nivelele de învățământ, respectiv învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Vă doresc o săptămână care va urma cu multe realizări și vă aștept pentru o nouă aplicație, Blabberize, fotografii vorbitoare. La revedere!